Simona Halep s-a întors pe terenul de tenis. Chiar dacă nu mai poate intra pe terenul de tenis în următorii 4 ani, vedeta se antrenează zilnic. Atât pe terenul de tenis, cât și în sala de fitness și culturism. Un motiv de bucurie pentru admiratorii ei. Antrenamentele sale sunt dovada clară că nu va renunța ușor la tenis. De ceva vreme, Simona Halep nu se mai antrenează cu Patrick Muratoglou. Jucătoarea de tenis se antrenează, acum în Dubai, Emiratele Arabe Unite, potrivit Pro Sport. Vedeta se antrenează, acum, la CF Tennis Academy. Clark Francis, fondatorul Academiei de Tenis, a fost prezent la antrenamentele Simonei Halep și a discutat personal cu ea, după ce a lovit mingea cu Adam Lazon, cel mai bine cotat antrenor de tenis al CF Tennis Academy.